Domnilor, stimați cetățeni, dragi jurnaliști și toți cei care ne privesc în mediul online. Bună ziua și vă salut de la conferința de presă dedicată lansării programului de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul turismului rural. Pentru început, vreau să menționez că ne aflăm la Tribujeni, la Casa din Lungă, o agropensiune reprezentativă pentru sectorul de turism receptor, dar și o afacere dezvoltată cu multă grijă de familia Benzin. Compania cu aceeași denumire Casa din Lungă SRL este și beneficiar al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în cadrul programului Femei în Afaceri și programul de retehnologizare și eficiență energetică, finanțare obținută cu sprijinul Uniunii Europene. Iar în acest context vreau să mulțumesc gazdelor pentru că ați acceptat să ne primiți cu ocazia acestui eveniment. În calitate de vorbitori, îi avem astăzi pe viceprim-ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, domnul Dumitru Alaiba, ministrul Culturii, domnul Sergiu Prodan, excelența sa, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Ianis Mazeix, și reprezentanta proiectului USAID de competitivitate și reziliență rurală, Diana Lazar. Pentru început, vreau să-i ofer cuvântul domnului viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, domnul Dumitru Alaiba. Mersi mult! Bună! Așa, da? Așa e bine? Bună dimineața, dragi reprezentanți mass media, stimați invitați, suntem destul de mulți aici, așa, asta e plăcut și bine. Și desigur, dragi cetățeni, dragi antreprenori, am venit anume aici pentru că chiar astăzi am confirmat faptul că anume acest local este prima pensiune din Republica Moldova, care este deja în afaceri timp de peste 20 de ani, ceea ce ne bucură și vrem să avem cât mai multe asemenea exemple. Avem locuri pitorești, avem o țară foarte frumoasă și vrem să oferim oamenilor noștri posibilitatea de a oferi locuri de odihnă pentru oaspeții noștri, pentru că suntem și un popor ospitalier, să facă și o mică afacere la ei acasă, în satul lor, în localitatea lor, astfel încât să ajute și familia proprie și întreaga economie. Și doar câteva cifre care ar trebui să ne sugereze că totuși acest sector are un viitor și un potențial imens. Într-un singur an, anul trecut, cifra de afaceri din turism a depășit 800 de milioane de dolari. Deci asta sunt veniturile înregistrate de industria turismului, de hoteluri, pensiuni și alte facilități în activitatea lor. Asta este o cifră impresionantă. Vrem să vedem aceste cifre în creștere, la fel cum vrem să vedem și numărul de turiști în creștere. Noi putem să facem mult mai mult. Pentru asta, desigur că vine și statul cu politica sa de a facilita turismul local, în special, pentru că vrem să utilizăm această industrie, să oferim oportunitățile acestei industrii, în primul rând, preponderent pentru micile afaceri, pentru pensiuni, pentru agropensiuni, pentru localitățile noastre care au nevoie de o alternativă la ceea ce numim noi agricultură și ocupația în agricultură în sensul larg al cuvântului. Pentru asta, prin intermediul ODA, cu ajutorul partenerilor noștri de dezvoltare pe care îi mulțumim pentru ajutor și pentru această susținere, muncim ca să oferim inclusiv atât creșterea capacităților, pentru că este vorba de o afacere, un antreprenor trebuie să știe cum să-și construiască o afacere, cum să o administreze și mai ales cum să îi vadă orizontul de dezvoltare, cum să dezvolte, să meargă în viitor cu ea și desigur că și resurse financiare, fără care o afacere nu poate să se dezvolte într-un ritm accelerat. În afară de asta, ținând cont de faptul că totuși turismul este un sector al serviciilor, evident că vorbim și de locuri de muncă, de oportunitatea de a angaja, pentru că o pensiune de aceasta angajează probabil toată mahala din jur și asta este și modul în care, ajutând o afacere, ajutăm un sat întreg,
o comunitate, o economie locală să se dezvolte, să ținem oamenii acasă, să îi ajutăm să găsească oportunități aici pe loc. Din partea noastră, evident că sunt lucruri sistemice, structurale, care trebuie să făcute și sunt făcute. Vorbim de un efort al statului și prin instituțiile sale să promoveze turismul, să atragă turiști, ca să-i oferim micilor afacerilor, dar și, mă rog, și hotelurilor, nu vrem să-i excludem deloc, astfel încât să facă o afacere de succes, care să genereze încă o dată creștere și să genereze oportunități aici, acasă. Știm că trebuie să muncim și pe aspectul destinațiilor. Acum, una dintre principalele priorități ale noastre este să deschidem cât mai multe zboruri cu destinație directă Chișinău spre alte capitale și orașe din Europa, astfel încât să vedem acest sector al economiei care cifra de afaceri fiind egală cu aproximativ deja 4% din echivalentul a 4%, peste 4% din PIB, să vedem aceste cifre în creștere pentru ca să ajutăm oamenii și să ajutăm economia. Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată mulțumesc special prietenilor și partenerilor noștri de dezvoltare, delegația Uniunii Europene, care este aici, domnul Majeix, USAID, care sunt alături de poporul moldovenesc pe această cale. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule viceprim-ministru. Suportul guvernului pentru antreprenori este unul ferm în acest an. De la începutul anului, doar prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, au fost susținuți circa 2000 de antreprenori prin intermediul a diferitor instrumente de finanțare. Dezvoltarea programului de susținere a IMM-urilor din domeniul turismului este un efort comun dintre Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerul Culturii. În acest context, cuvântul se oferă domnului ministru al Culturii, domnul Sergiu Prodan. Mulțumesc, bună ziua, bună ziua tuturor, excelențele voastre, domnul viceprim-ministru, dragi prieteni. E un moment foarte și foarte îmbucurător, pentru că deschiderea acestui program înseamnă investiții în domeniul turismului, investiții pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru acei oameni care vor să facă din propria gospodărie o destinație turistică, să fie acele gazde care vor primi turiștii atât străini cât și cei interni. După aceste cuvinte motivaționale și optimiste, aș zice, ale domnului viceprim-ministru Alaiba, e greu să adaug ceva pe domeniul cifrelor. Totuși, aș zice că dacă ne uităm la cifrele statistice, vom constata că, de fapt, numărul de turiști străini care au vizitează în acest an și în anii precedenți Republica Moldova, este infim comparativ cu potențialul pe care îl are țara noastră. Turismul, de fapt, poate fi industria cea mai importantă a Republicii Moldova. Turismul receptor. Pentru că Republica Moldova, cum am mai spus, nu poate fi despre totul și despre orice. Și atunci, dacă ne punem întrebarea care sunt cele mai de perspectivă domenii în care ar trebui să investim bani și să dezvoltăm, care sunt cele mai de perspectivă afaceri pentru oamenii noștri și cei din țară și diaspora care vrea să revină, vom descoperi că, de fapt, turismul rural este cea mai atractivă afacere și domeniul în care trebuie de investit. Dar nu oricum. Țin să menționez faptul că un lucru extrem de important pentru imaginea Republicii Moldova, pentru despre ce este Republica Moldova, este autenticitatea. Este patrimoniul nostru, de care nu trebuie să uităm în niciun caz, este creativitatea poporului și doar cu lucruri autentice noi vom deveni extrem de populari și atractivi ca destinație turistică. Ministerul Culturii nu în zădar s-a pleat pe tema turismului, pe acest domeniu, pentru că, iată, sinergia
nu doar între Ministerul Economiei și Ministerul Culturii, aici este și Ministerul Agriculturii și Ministerul Mediului și, de fapt, întregul guvern, toate domeniile de activitate trebuie să fie împreună ca să putem dezvolta și această imagine a Republicii Moldova și, de fapt, acele locuri de muncă care se deschid odată cu dezvoltarea acestui domeniu. Am auzit aici, discutându-se, iată, în satul Tribujeni, unde ne aflăm, despre câte pensiuni s-au deschis, cine cu cine e concurent. Vreau să vă spun, extrem de responsabil în acest moment, că în domeniul turismului rural încă nu există concurență. Noi abia dezvoltăm această piață. Cu cât mai concentrate vor fi pensiunile, cu cât mai exacte vor fi destinațiile și traseele turistice, localitățile cu perspectivă de dezvoltare turistică, cu cât comunitățile în aceste localități vor înțelege că asta este, de fapt, domeniul de activitate care le poate aduce bunăstare, cinste și onoare, cu atât mai mulți turiști vor veni, cu atât mai tare vom dezvolta această piață a noastră și cu atât mai mult vor avea toți de câștigat. Deci, câteva mesaje foarte concrete către întreprinderile mici și mijlocii, către cei care vor aplica la aceste fonduri. Concentrați-vă, încercați să convingeți vecinii, încercați să faceți insule turistice ca toți în jur să avem nu doar o pensiune înconjurată cu un zid, să avem comunități, sate întregi cu destinație turistică avantajoasă. Vă îndemnăm să mergeți pe această cale, pentru că această cale deschide o perspectivă extraordinară pentru Republica Moldova. Vă mulțumesc! Reamintesc că programul de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din domeniul turismului rural este unul din cele 7 programe susținute financiar de Uniunea Europeană. În anul 2023, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Delegația Uniunii Europene au semnat un acord de finanțare în valoare de 8 milioane de euro, resurse financiare care urmează să ajungă la antreprenorii autohtoni. Pe această cale, am onoarea să-l invit cu un cuvânt de salut pe excelența sa, ambasadora Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Ioanis Majeix. Stimate domnule ministru Alaiba, stimate domnule ministru Prodan, stimată doamnă primar, stimată doamnă Lazar, stimate reprezentanți ai guvernului, ODA, mass media, bună ziua tuturor! Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră cu prilejul lansării noului program de sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor în domeniul turismului. Săptămâna trecută, cu ocazia Zilei Internaționale a Curățeniei, eu și echipa, împreună cu alți ambasadori, am mers să facem curat într-un loc pitoresc de pe malul râului Nistru. Am savurat frumusețea de acolo. Într-adevăr, Moldova este o țară cu un patrimoniu cultural bogat și un peisaj natural frumos. Cel mai bun exemplu care ilustrează acest fapt sunt zonele rurale din Moldova. Uniunea Europeană oferă sprijin Republicii Moldova în parcursul său către o economie de piață durabilă și favorabilă incluziunii. Uniunea Europeană acordă o atenție deosebită turismului și IMM-urilor. Ele contribuie la o creștere economică durabilă, creează locuri de muncă și contribuie la bunăstarea cetățenilor. Vreau să felicit cu această ocazie Guvernul Republicii Moldova pentru adoptarea unui program național de dezvoltare a antreprenoriatului. O parte esențială a programului va sprijini IMM-urile. Sunt mândru să constat cum sprijinul pe care l-am acordat de-a lungul anilor a creat premize pentru dezvoltarea acestui program. Programul de turism rural face parte din proiectul UE pentru o economie durabilă, inovatoare, ecologică și competitivă. Acest proiect, în valoare de 8 milioane de euro, are 7 componente.
este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ODA. Programul reprezintă o oportunitate unică pentru IMM-urile din mediul rural de a pune în aplicare idei de afaceri noi, de a extinde afacerile proprii și de a crea locuri de muncă. Astfel, vrem ca Moldova să devină o atracție turistică mai mare. Vă urez tuturor succes în implementarea acestui program și aștept cu interes rezultatele pe care îl va produce acesta. Vă mulțumesc! Domnule Majeic, suportul Uniunii Europene deja se simte în acest an în cadrul companiilor autohtone. De la începutul verii, de când a fost semnat acel acord, 44 de întreprinderi din Republica Moldova au beneficiat deja de suportul Uniunii Europene în valoare de circa 25 de milioane de lei. În continuare, aș vrea să dau cuvânt și gazdelor acestui eveniment. Este vorba de doamna Benzing, fondatoarea și administratoarea afacerii la care ne aflăm astăzi, să ne spună cum este să faci afaceri în domeniul turismului. Bună ziua! Stimată excelența sa, domnul ambasador, stimate domnule ministru, stimați oaspeți daci, prieteni, suntem bucuroși să vă avem, să lansăm acest proiect frumos la prima pensiune rurală din agropensiune din Republica Moldova, Casa din Luncă. Eforturi imense depuse de autoritățile statului, comunitatea de donatori și noi cei implicați în activitatea de turism rural au drept scop crearea unui sistem puternic, dezvoltarea regiunilor rurale, creșterea calității, atragerea resurselor financiare în mediul rural și, în ultimul rând, crearea de noi locuri de muncă în satele din Republica Moldova. Deci, ferm pot să confirm acest lucru, începând din anul 2002, fiind prima pensiune din Republica Moldova, am avut un parcurs destul de mare ca să ajungem de la o pasiune, la o activitate de familie, ca să începem cu câteva camere de cazare, să ajungem la capacitate de 10 locuri de cazare, să avem implicați, să avem angajați peste 10 persoane din localitate, 100% sunt doar localnicii noștri. Pe lângă locurile de muncă create, avem o colaborare frumoasă și cu producătorii locali, cu meșterii locali. Deci ceea ce ați spus și dumneavoastră, dezvoltăm turismul rural, dezvoltăm satele din Republica Moldova. Vrem să vă mulțumim enorm pentru susținerea financiară care a fost acordată pensiunii, agropensiunii Casa din Luncă și suntem ferm că o să fim un bun exemplu și pentru celelalte pensiuni care urmează să pășească în frumoasa experiență de a fi gazdă, de a primi oaspeți atât localnici cât și din alte țări. Mulțumim, doamna Benzing! Satul Tribujen este un pionier în domeniul turismului, recunoscut în toată țara. Autoritățile locale, pe lângă cele centrale, de asemenea, au un rol important în dezvoltarea acestui ecosistem și pe această cale am vrea să-i dau cuvântul și doamnei primar de Tribujeni să ne spună care este situația în sectorul dat, în localitatea dată. Da, bună ziua tuturor celor prezenți. În primul și primul rând vreau să mulțumesc donatorilor externi, statului, guvernului, care au contribuit și contribuie în continuare la crearea a noi pensiuni și nu numai noi pensiuni, dar și la dezvoltarea, îmbunătățirea serviciilor și calității de deservire, de primire, de ospitalitate a oaspeților care vin nu doar la noi, de la noi din țară, dar și de peste hotare. Și datorită acestui fapt, cumva am devenit și un exemplu pentru toți cei care vin din afară. Cumva comuna Trebujeni este probabil că cea mai vizitată zonă. Vreau să spun că odată ce s-au creat aceste pensiuni, nu ne bucurăm doar de faptul că agenții economici participă la bugetul local, dar și la faptul că îi țin cu locuri de muncă pe cei care trăiesc aici în comună.
Pot să spun de Casa din Luncă că, într-adevăr, au angajați oamenii, persoanele din Mahala, așa să zic, de aici, de alături, vecinii. Și este îmbucurător faptul că nu avem familii destrămate. Mama a plecat peste hotare, tata a plecat peste hotare. Și totodată acești agenți economici, aceste pensiuni, depun suflet și la dezvoltarea infrastructurii localității. Pe această cale vreau să le mulțumesc că ei de fiecare dată sunt deschiși, contribuie și la cel plantat de copăcei și la cel amenajat de izvoare și de fântâni, ceea ce recent am reușit datorită faptului că agenții economici cumva conștientizează că sunt niște probleme majore. Și pe ansamblu, cum a spus domnul ministru Prodan, nu vorbim doar de Ministerul Culturii, este și Ministerul Agriculturii și Ministerul Mediului. Cumva toate au, suntem așa un lanț, o verigă strânsă. Dacă stai să studiezi, vorbim despre locurile de muncă, despre agenții economici mici care au o producere mică, care pot să-și realizeze produsele alimentare autohtone aici în localitate, nu sunt nevoiți să caute o piață de desfacere în altă parte. Încă o dată, transmit sincere mulțumiri pentru investițiile care se aduc în acest business, cum ar fi turismul rural. Comuna Trebujeni chiar este și ca zonă specifică și infrastructura ne permite astfel de business. Pot spun că Comuna Trebujeni chiar este un exemplu demn de urmat și la noi nu există competiție între agenții economici. Cumva de fiecare dată sunt și eu susținută să pășesc în așa business. Succese pe viitor tuturor agenților economici și cât mai multe investiții aici. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă primar. Autoritățile locale au un rol destul de important în promovarea oportunităților pe care le au întreprinderile mici și mijlocii. În cazul dumneavoastră este vorba de cele care activează în domeniul turismului rural. Este foarte important să menționăm celor care ne urmăresc și principalele prevederi ale programului dat. Acesta este un program nou în portofoliul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Programul vine cu resurse financiare nerambursabile sub formă de grant de până la 500.000 de lei, cu o contribuție proprie din partea antreprenorului de doar 30%. Resurse financiare care pot fi utilizate diferit decât în celelalte programe ale ODA. De aceea și a fost luată decizia de a dezvolta un program dedicat acestui sector. Este vorba de faptul că resursele financiare pot fi utilizate pentru crearea de facilități de cazare, facilități de alimentare. De asemenea, pot fi utilizate pentru tot ce ține de reconstrucția unor edificii care să fie utilizate în cadrul activității economice. În ceea ce privește antreprenorii care sunt eligibili pentru a beneficia de resurse financiare, este vorba de companiile active care deja au o perioadă de activitate și pot demonstra o anumită experiență sau de afaceri care activează în alt domeniu, dar vor să-și dezvolte și dimensiunea de turism, existând totodată o conexiune dintre aceste activități economice. Din perspectiva resurselor financiare, bugetul care este alocat pentru implementarea acestui program este unul suficient, considerăm noi, la această etapă, pentru că este vorba de un program pilot. Avem pentru antreprenori resurse financiare disponibile de circa 10 milioane de lei anual, resurse care vin de la bugetul de stat, dar și de la Uniunea Europeană. Aceste resurse vor putea fi accesate începând cu săptămâna viitoare, când are loc efectiv lansarea din perspectivă de aplicare la acest program. Orice antreprenor poate depune un proiect investițional pe platforma online, pe site-ul oda.md. Nu este nevoie să vină la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului pentru a face acest lucru. Întreg procesul de aplicare este digitalizat, iar deciziile în cadrul programelor de grant sunt luate cât de rapid posibil. În același timp vreau să menționez că antreprenorii din sectorul turismului pot beneficia și de alte programe de grant, dar și de instrumente financiare cu suportul guvernului.
Aceștia sunt eligibili atât la programul de retehnologizare, programele dedicate debutanților, programul de digitalizare sau cel de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii. În același timp, pentru proiecte investiționale de anvergură, unde este nevoie de resurse financiare mult mai mari, reamintesc că în acest an guvernul a lansat programul 373, un program care vine să faciliteze accesul la resurse financiare din sectorul bancar. Și pe lângă faptul că 373 este codul telefonic a țării noastre, 373 mai reprezintă și condițiile financiare de care beneficiază antreprenorul atunci când contractează un credit din sectorul bancar. 3% rata dobânzii în euro, 7% rata dobânzii în lei, cu până la 3 ani perioadă de grație. Toate programele de care le-am menționat sunt active la moment. De la începutul anului deja am mai menționat circa 2000 de antreprenori au beneficiat de diferite instrumente de finanțare, așa că eu încurajez toți antreprenorii să acceseze pagina oda.md, să se informeze și să poată beneficia de acest suport a statului. Programul turism rural va colabora și cu alte inițiative din partea altor parteneri externe de a susține acest sector. Și pe această cale aș vrea să o invit aici pe Diana Lazar, care reprezintă proiectul USAID de competitivitate și reziliență rurală, să ne vorbească deja despre experiența pe care o au în cadrul acestui program. Stimați colegi, este atât de plăcut să fim oaspeți la această pensiune minunată, în acest timp minunat și în una din cele mai vizitate destinații turistice din Republica Moldova. Excelență, domnule ambasador, stimate domnule ministru, stimate domnule director, dragi prieteni, cred că este un eveniment care produce foarte mult optimism, dar și care ne adună frumușel împreună. Prima, dacă ar fi să remarc, probabil că lansarea acestui program ODA pentru turism reprezintă o consacrare a importanței acestui sector din perspectiva guvernamentală și remarcăm că în premieră industria turismului a fost prioritizat prin principalele politici publice ale statului. Aceasta este de asemenea și un motiv de bucurie pentru sectorul privat, pentru antreprenoriat, mai ales că în 5 zile vom sărbători Ziua Mondială a Turismului și probabil că acesta este și un cadou pentru industria turismului din Moldova, iar pe filiera aceasta de comuniune de eforturi, prezența și alinierea proiectelor finanțate de USAID la programele ODA nu reprezintă altceva decât un parteneriat eficient, efectiv și durabil, ceea ce ne dorim să replicăm inclusiv prin proiectul de competitivitate și reziliență rurală din Moldova finanțat de USAID. Industria turismului este parte din portofoliul proiectelor de dezvoltare finanțate de USAID pe parcursul ultimilor 10 ani. Și acești 10 ani au făcut să valideze modelul de afaceri durabil din domeniul turismului. Probabil dacă ne uităm micro, ne putem confirma acest lucru fiind aici, în cadrul pensiunii Casa din Luncă, iar dacă ne uităm macro, vedem că la nivel național, din ce în ce mai mulți investitori, afaceri de familie, dar și afaceri medii și mijlocii, decid să-și investească propriile resurse în afaceri din domeniul turismului. Nu este ușor să dezvolți un produs turistic. Este, de fapt, unul din cele mai complexe sectoare ale economiei naționale, anume pentru că este bazat pe servicii, pentru că este axat pe creare de emoții și experiențe pozitive, pentru că adună împreună atât de multe aspecte ale vieții sociale pe care noi avem și cât de calitative sunt drumurile și cât de ușor este să ajungi în Moldova și cât de cunoscut și cât de deschis este atât satul cât și gazda să te facă să explorezi ce sunt de explorat în jur. Prin proiectul de competitivitate și reziliență rurală am lansat
în decursul lunii iunie, la fel cu, în parteneriat cu Ministerul Culturii, cu, în colaborare cu ODA și cu ANTRIM, un program de granturi care este similar conform obiectivelor pe care și l-a pus și programul ODA pentru turism, programul fiind denumit Moldova Turistică. De aceea ne bucurăm să avem această joncțiune și aliniere, pentru că creștem accesul întreprinderilor la finanțare. Aș vrea să remarc că aceste programe de granturi sunt încă deschise până la data de 23 octombrie, de aceea antreprenorii au deja câteva, deci două apeluri deschise, unul care va fi la ODA și unul care este în cadrul proiectului USAID de competitivitate și reziliență rurală. În plus, pentru că vedem un aflux foarte mare, un interes extrem de neașteptat din partea întreprinderilor din turism, de fapt, afluența aplicațiilor de grant, domnule director, a depășit dublu ceea ce ne-am așteptat, de aceea că putem să prognozăm că aceeași afluență va fi și la programul ODA. De aceea, prin intermediul ANTRIM, proiectul PCRR finanțat de USAID pune la dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii un serviciu nou care se numește ASIST și prin care acești antreprenori pot beneficia de sprijin și asistență tehnică pentru scrierea de aplicații și proiecte, pentru dezvoltarea proiectelor de afacere, a proiectelor de arhitectură și design pentru a păstra autenticitatea, dar și pentru a acorda servicii de mentorat pe parcursul implementării acestor granturi, astfel încât să putem să ne convingem că vom atinge împreună țelurile propuse. Încă o dată pe final, cred că această comuniune de eforturi va aduce la transformarea acestui proiect pilot într-un, sperăm noi, proiect care să fie reținut în meniul ODA și, de ce nu, să fie amplificat și putem să ne propunem toată deschiderea pentru o colaborare de succes în viitor. Vă mulțumesc! Doamna Lazar, mulțumim și salutăm conjugarea efortului pentru a susține cât mai mulți antreprenori din domeniul turismului. Reamintesc tuturor celor care sunt interesați de programul dat și tuturor celor care ne urmăresc începând cu ziua de luni, programul va fi activ pentru a recepționa proiecte investiționale. În cadrul implementării programului, noi vom colabora cu inițiativele care au fost menționate în acest domeniu, încât pe de o parte să avem cât mai mulți antreprenori din acest sector susținuți financiar, iar pe de altă parte să aducem un impact industriei turismului din Republica Moldova. Pe această notă anunțăm finalizată conferința de presă de astăzi și vă urăm o zi bună în continuare.